Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu ia din nou o decizie care șochează România. Acesta a propus ca românii să poată fi testați și vaccinați în farmacii. Realitatea este că aceste locuri nu dispun de un spațiu necesar pentru o zonă destinată activității de testare rapidă. Testarea și vaccinarea împotriva COVID-19 se vor face și în farmacii, prevede o ordonanță de urgență. Condițiile exacte în care se vor desfășura nu au fost discutate înainte. Guvernanții cer păstrarea distanței, însă în acest caz va fi o totală îmbulzeală în farmacii, pentru că cele mai multe dintre acestea dispun de un spațiu îngust. În Mehedinți, în momentul ăsta, se discută despre vaccinare și testare doar cam atât, doar se discută. Pentru că în privința testării, probabil nu o să fie condiții, sau poate dacă vreun lanț ar avea vreo cameră suficient spațiu pentru lucrul ăsta. Este o problemă despre care discutăm în momentul ăsta foarte mult. Suntem în telefoane cu toții din județ, din țară, pentru că cumva ne-au luat cam repede problemele astea. Iar la nivelul nostru, la nivel de Mehedinți, ne întâlnim în seara aceasta consiliu în privința colectării, să zic așa, a poziției colegilor noștri. Iar mâine, după ora, între ora 2 și 4, avem o discuție la nivel național. Din toate direcțiile vin doar întrebări în momentul de față. Condiții de a testa în farmacii în momentul ăsta, absolut sigur nu sunt. În cazul unei persoane testate pozitiv, farmaciștii nu pot face nimic în afară de raportarea cazului la DSP, iar cel infectat va fi liber să plece acasă. Ministrul Sănătății a luat o decizie fără a lua în calcul aceste probleme reale.